se poate întâmpla orice. Să spunem că mâine dimineață, pentru că observ că se lucrează noaptea, mâine dimineață se dezincriminează omorul. Avocatul poporului probabil nu va avea ezitări, va sesiza curtea, va exista o decizie a curții în care se va spune că dreptul la viață e o valoare fundamentală și că dezincriminarea omorului printr-o ordonanță de urgență care a intrat în vigoare imediat și care este în vigoare este o dispoziție neconstituțională. Dar această eventuală decizie a curții nu va produce niciun efect cu privire la persoanele care execută pedepse pentru omor, cu privire la persoanele care sunt acuzate în acest moment de omor, pentru că dispoziția de dezincriminare, deși neconstituțională, a fost în vigoare și ea va fi aplicată potrivit articolului 15 din Constituție și 15 alineatul 2 și 5 din codul 5 alineatul 2 din codul penal.